vreau să fiu cât se poate de telegrafic. Nu am început cu mesajul la mai devreme ca să avem mai mult timp pentru mesaj, nu că asta ar fi un lucru rău, dar ca să avem mai mult timp pentru rugăciune. Și dacă duminică seara este timpul în familie, este timpul în care trebuie ca să ne permitem să ne comportăm ca și în familie. În familie este locul în care ne pregătim în diferite feluri pentru obstacolele, pentru încercările care ne confruntă în fiecare zi. Și una dintre armele cele mai puternice în această luptă care este viața creștină este rugăciunea. Conștientizez faptul că avem nevoie să învățăm să ne rugăm. Cred că un pic mândria aceea de pocăit ne ține în spate și ce înseamnă aia să învăț să mă rog? Eu știu să mă rog. Un lucru este cert că după umblarea cu Domnul Iisus, ucenicii care nu erau străini de conceptul de rugăciune, la un moment dat îl opresc pe Mântuitor și zic: Învățătorule, învață-ne să ne rugăm. Au observat o diferență drastică între ceea ce numeau ei rugăciunea și ceea ce numeau Hristos rugăciunea. Există o diferență drastică în ceea ce este rugăciunea pur religioasă și în ceea ce este rugăciunea sinceră, rugăciunea care este făcută din toată inima și doar prin prezența și asistența Duhului Sfânt. Este ciudat ca să vorbim despre aceste două concepte, despre a învăța să ne rugăm și despre lucrarea Duhului Sfânt. Noi avem impresia că tot ceea ce înseamnă lucrarea Duhului Sfânt e absolut haotic și se întâmplă total de la sine, în sensul că nu este niciun pic de loc pentru disciplină spirituală. Este o preconcepție falsă, este o preconcepție adusă pe scena evanghelică de mișcarea penticostală și de mișcarea carismatică și în niciun caz nu este o concepție biblică. Concepția biblică este că disciplina spirituală are un rol extrem de important în ceea ce înseamnă lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră. Așa că este total normal să învățăm să ne rugăm și învățând să ne rugăm după principiile Bibliei, să simțim că într-adevăr lucrarea Duhului este activă în noi. Nu voi ține o predică în seara aceasta despre rugăciune, nu asta este scopul, dar vreau să avem niște momente de rugăciune în care să fim extrem de intenționați, extrem de clar pentru ce ne rugăm și felul în care ne rugăm. Și că vreau ca să încerc ca să fiu cât se poate de concis cu mesajul din această seară. Este un mesaj care cumva este un punct culminant în călătoria noastră prin Isaia. 32 de capitole în care Dumnezeu, prin prorocul Isaia, a dat cu nuiaua. A dat bine. Dacă am citit cu atenție, a dat bine. Și în capitolul 33 este un punct culminant și aș vrea ca să ajungem și noi cu ajutorul Domnului acest punct culminant. C.S. Lewis, care a fost un ateu și a devenit creștin, a devenit credincios, un mare apologet creștin, scriitor, probabil că unii dintre voi ați și citit dintre cărțile lui, unul dintre marele nume în ceea ce înseamnă lumea creștină, zice despre convertirea lui în felul următor. Trebuie să vă închipuiți cum eram în acea cameră la colegiul din Oxford, seară după seară, simțind că de fiecare dată când mintea mea se oprea pentru un moment din studiile mele, apropierea statornică a celui cu care în modul cel mai serios doream să nu îl cunosc,
venea asupra mea. Acel lucru care mă înspăimânta în cele din urmă m-a copleșit. Și într-o seară, în 1929, am cedat. Am recunoscut faptul că Dumnezeu este Dumnezeu. Și am îngenunchiat și m-am închinat. Probabil că eram cel mai demoralizat și împotrivitor convertit din toată Anglia. Nu am avut cum să văd atunci. Și acum îmi este așa de clar. Mila divină care acceptă un om chiar în acest hal. Fiul risipitor măcar a mers înapoi acasă pe propriile lui picioare. Dar cine poate înțelege această dragoste divină care deschide larg porțile împărăției pentru un fiu risipitor care este adus bierând și luptând din toate răsputerile pentru orice șansă de a evada de Mântuitorul său? Fantastic pasaj din viața lui C.S. Lewis. Și Lewis ne poate reprezenta pe oricare dintre noi. Experiența lui este tipică cu cei care au fost mântuiți de Dumnezeu. Ne întoarcem la Dumnezeu foarte, foarte greu. Și prima dată, și ori de câte ori tăcim departe de Dumnezeu. Ne este frică să ne confruntăm cu Dumnezeul care vrea și poate să ne mântuiască. Și trebuie ca să fim târâți, trebuie ca să fim atrași, trebuie ca să fim copleșiți ca Dumnezeu să ne aducă înapoi în prezența sa. Asta este contextul, asta este subiectul la capitolul 33. Un popor care în sfârșit se întoarce cu fața către Dumnezeu după 32 de capitole de răzvrătire, după 32 de capitole de amenințări, după 32 de capitole de pedepse, în sfârșit se întoarce cu fața către Dumnezeu. Nu pentru că Dumnezeu este bucuria lor supremă, nu pentru că Dumnezeu este valoarea lor supremă, nu pentru că îl iubesc pe Dumnezeu cu o dragoste imensă, ci pentru că Dumnezeu, în starea în care se află, în halul în care se află, este ultima lor speranță. Și ce este fantastic este că Dumnezeu îi primește. Și că Dumnezeu ne primește. De fiecare dată. De fiecare dată când rătăcim. De fiecare dată când trebuie cu nuiaua și cu toiagul lui ca să ne aducă înapoi pe calea lui. De fiecare dată când an după an ne pedepsește. De fiecare dată an după an ne amenință. De fiecare dată când an după an ne șlefuiește, ne prelucrează. Și până la urmă cedăm. Nu pentru că vrem. Nu pentru neapărat că îl iubim. Ci pentru că ne vedem fără alternative. Și Dumnezeu ne primește. Chiar în halul acela. Priviți împreună cu mine, deschideți la Isaia, priviți cu mine contextul în care ne aflăm. Poporul, știm, am văzut împreună că este sub amenințarea aceasta a asirienilor. Dumnezeu le-a promis faptul că le va purta de grijă, dar ei nu au ascultat, au făcut planurile lor, au încercat să rezolve ei problema. La un moment dat știți că au făcut un pact cu Egiptul. Egiptul a fost o dezamăgire totală pentru ei. Asirienii se apropie în continuare de zidurile lor. Amenințarea este din ce în ce mai gravă. Împăratul Ezechia, la un moment dat, citiți acasă, n-avem timp în seara aceasta, citiți 2 împărați, 18. Împăratul Ezechia, la un moment dat, încearcă să mituiască pe regele Asiriei. Și poporul își jefuiește singur templu și ia toate bunurile din templu, inclusiv aurul de pe ușile de la templu, îl iau, îl încarcă în carul și îl trimit către Asiria drept mită ca să fie cruțați. Dar asirienii se apropie în continuare. Nu este de mirare dacă faci un târg cu Satan, cum te poți aștepta ca să țină de cuvânt? Imaginați-vă scenariul din acest capitol, în capitolul 33. Privind de pe zidurile cetății, o mare armată asiriană este în jurul cetății și devine evident că nu vor pleca. Devine evident că plata care le-a fost dată ca să asigure siguranța cetății, siguranța poporului, este
egal cu zero pentru ei și că urmează invazia lor. Stând pe ziduri, așteptând ca să vedem o armată care este în retragere, o armată care își împachetează corturile, care pun armele deoparte, vedem în schimb o armată care se pregătește de război. Realitatea devine cruntă extrem de repede. Totul se năruie în jurul lor. Nu mai sunt opțiuni, nu mai sunt tactici, nu mai sunt variante, totul este epuizat, nu mai sunt pile. Am încercat tot, alianțe politice, mită, absolut tot ce a stat în puterea noastră am încercat. Aici se află poporul, înțelegând că planurile lor au falimentat. Înțelegând că moartea este inevitabilă. Că au vândut onoarea lor, că au vândut slava lui Dumnezeu și că toate speranțele lor au fost deșarte. Urmează invazia. Urmează moartea. Tot ce a mai rămas este Dumnezeu. Planul de rezervă. N-a fost suficient de valoros, n-a fost suficient de puternic ca să asculte de el de la început. Dar acum, ce mai au de pierdut? Armata sirienilor este în jurul lor, pericolul este iminent. Hai să încercăm și pe Dumnezeu. Egiptul a falimentat, mita a falimentat, tacticile noastre au falimentat, moartea este inevitabilă. Hai să-i dăm o șansă și lui Dumnezeu. Așa că se întorc spre Dumnezeu și incredibil, el îi primește. 32 de capitole îi imploră să se întoarcă cu fața spre el. Și 32 de capitole îi dau cu piciorul lui Dumnezeu. Încă îi primește. An de zile face Dumnezeu același lucru pentru noi. An de zile rătăcim câteodată. An de zile mergem pe propriile noastre puteri. An de zile încercăm să rezolvăm cu filele noastre, cu cunoștințele noastre, cu aptitudinile noastre. Problemele pot fi de tot felul de... Și că nu mai ai nimic de pierdut. Nu din dragoste. Ci din frică. Te întorci către Dumnezeu. Și El te primește. Pocăința noastră este așa de imperfectă încât trebuie ca să fie realizată întotdeauna în ciuda noastră. Suntem așa de păcătoși că trebuie să ne pocăim de felul în care ne pocăim. De fiecare dată când ne pocăim în fața lui Dumnezeu trebuie să ne cerem iertare pentru că n-am făcut-o cum a trebuit. De fiecare dată când ne cerem iertare de la Dumnezeu trebuie ca să ne cerem iertare că nu ne-am cerut suficient de mult iertare. De fiecare dată când alergăm la El, trebuie să ne cerem iertare că n-am alergat cu sinceritate, că n-am alergat destul de repede, că n-am alergat din toată inima. Suntem așa de decăzuți încât și pocăința noastră are nevoie de pocăință. Dar cu toate acestea, cu pocăința aceasta subțire, cu pocăința aceasta în disperare, întoarcerea noastră la Dumnezeu este acceptată de Dumnezeu. Și El revarsă asupra noastră binecuvântări duhovnicești. Binecuvântări care ne aduc în comuniune cu Dumnezeu. Binecuvântări care elimină nevoia noastră de a ne salva, nevoia noastră de a ne mântui. Și în schimb ne oferă pacea care vine prin mântuirea și salvarea care avem doar în Iisus Hristos. Mâine vei alerga la Hristos pentru că ți-e bolnav copilul. Mâine vei alerga la Dumnezeu pentru că te-a concediat șeful. Mâine vei alerga la Dumnezeu pentru că ai probleme în familie. Mâine vei alerga la Dumnezeu pentru orice decât mântuirea sufletului tău. Pentru că ești disperat. Și Dumnezeu te va primi. Știind că pocăința ta nu e sinceră. Știind că pocăința ta e superficială. Isaia ne prezintă trei etape în reconcilierea relației noastre cu Dumnezeu. Aceste trei etape sunt încredere, disperare și noire. Prima etapă este ca să fie acel moment în care ne încredem în Dumnezeu. Fie acea încredere cât de superficială, fie acel act cât de mic. Atunci când am rătăcit de la fața lui Dumnezeu,
Trebuie ca Dumnezeu să ne aducă înapoi în acea stare în care putem să ne punem încrederea în El. Pentru poporul lui a fost nevoie de numeroase robii, de numeroase invazii. Pentru biserica lui a fost nevoie de diferite perioade de persecuție. Pentru tine este nevoie de felurite încercări. Versetul 2. Doamne, fie-ți milă de noi. Noi nădăjduim în Tine. Fii tăria noastră în fiecare dimineață. Fii izbăvirea noastră în vreme de necaz. Cum s-au schimbat lucrurile. 32 de capitole n-au nevoie de Dumnezeu. Dar acum vorbesc precum ar vorbi un om care se încrede în Domnul. Vedem în versetul 3 faptul că acum îl privesc pe Dumnezeu într-o nouă lumină. Când răsună glasul tău, popoarele fug. Când te ridici tu, neamurile se împrăștie. 32 de capitole i-a promis Dumnezeu că îi va salva. Nu faceți pact cu Egiptul. V-am promis că nu se va atinge nimeni de voi. Nu dați mita Asiriei. Nu gândiți strategic, nu gândiți militar. Mă ocup eu de problema asta. Și acum vin și spun, când răsună glasul tău, popoarele fug. Când te ridici tu, neamurile se împrăștie. Versetul 5 și 6 afirmă maestatea și suficiența lui Dumnezeu pentru ei. Acum, în momentul disperării, Domnul este înălțat, căci locuiește în înălțim. El umple Sionul cu judecată și dreptate. El va fi siguranță pentru vremurile tale, belșug de izbăviri, înțelepciune și cunoaștere, iar frica de Domnul aceasta va fi comoara Sionului. Care este ideea centrală care ne prezintă Isaia? Foarte simplu. Atunci când ne încredem în Dumnezeu, în mod real, atunci când ne punem nădejdea în El, în mijlocul încercării, în mijlocul nenorocirii, în momentul de disperare în care nu mai avem opțiuni, realizăm că El este acolo. Realizăm că El există, realizăm că El este adevărat, realizăm că El este Dumnezeu. Realizăm că întotdeauna a fost, doar că noi am fost prea orbi și prea împietriți ca să ne dăm seama. Primul pas este să ne încredem în El. Cum putem și în starea în care ne aflăm. Și realitatea este că Dumnezeu trebuie să ne aducă într-o stare jalnică ca să putem să ne smerim și să strigăm către Dumnezeu. Când lucrurile merg bine, când vremurile nu sunt tulbure, n-avem motive să strigăm către El. A doilea pas, a doua etapă, disperarea. Uitați-vă în versetul 8 și 9. Ascultă, vitejilor strigă pe drumuri, iar solii păcii plâng cu amar. Drumurile sunt părăsite, niciun călător nu se mai află pe ele, legământul este rupt, martorii sunt disprețuiți, nimeni nu mai este respectat, țara geme și se ofilește, Libanul este făcut de rușine și se usucă, Șaraonul este Araba, iar Bașanul și Carmelul își scutură frunzele. Țara geme și se ofilește. Nu înțeleg, Doamne, ce fel de răspuns este acesta? Am strigat către Dumnezeu și acum vine disperare. Am strigat către Dumnezeu și am zis că El este scăparea noastră și acum suntem prezentați cu o pictură, cu un tablou în care toată cetatea cade în disperare. Mergând pe drumuri strigă, suntem pierduți, suntem disperați. Priviți ce face Dumnezeu, versetul 10. Acum mă voi ridica, zice Domnul. Acum mă voi înălța. Acum voi fi înălțat. Dumnezeu este înălțat în mijlocul disperării noastre. Așteptarea Lui în rezolvarea problemelor are două scopuri majore. În primul rând, ca să producă o încredințare veritabilă, o credință reală în inima noastră. Și în al doilea rând, să producă pentru El o slavă superioară. Acum mă voi ridica, zice Domnul. Acum mă voi înălța. Acum voi fi înălțat. Credința reală nu este credința cu care a pornit poporul la începutul textului.
Doamne, Tu ești scăparea noastră, Te-am ignorat 32 de capitole, dar acum hai și rezolvă problema asta. Credința reală este credința care rămâne verticală în mijlocul disperării. Cei trei tineri stau în fața cuptorului. Cuptorul este încins încât dacă te apropiai de el, îți ardea pielea de pe mână. Lepădați-vă dacă nu acolo ajungeți. Împărate, noi știm că Dumnezeul nostru ne poate scăpa. Noi credem și nădăjduim că El ne va scăpa. Dar chiar dacă nu ne scapă, noi nu dăm înapoi. Credința reală nu este un compromis ca să scăpăm din disperare, ci este suficiența lui Dumnezeu în mijlocul disperării. Tu ai venit la El pentru că copilul e bolnav. Tu ai venit la El pentru că soția vrea să te părăsească. Tu ai venit la El pentru că suferi în trup. Tu ai venit la El pentru că ești nefericit la job. Tu ai venit la El pentru tot felul de probleme și te pui în fața Lui și plângi problemele acestea și crezi că ai credință reală și El spune nu! Trebuie ca să te adâncesc în suferință, trebuie ca să te spăl cu disperare, trebuie ca să mă revars cu mânia mea peste tine până când credința va deveni reală, până când vei spune chiar dacă moare copilul, chiar dacă nu am un job mai bun, chiar dacă mă părăsește soția, chiar dacă se destramă biserica, chiar dacă societatea se spulberă din jurul meu, eu nu dau înapoi. Scopurile Lui este credința reală produsă în tine. Și proslăvirea Lui la superlativ. Dumnezeu nu este doar scăparea din disperare. El este scăparea în disperare. Apostolul Pavel, prin toate acestea, spune Apostolul Pavel, noi suntem mai mult decât biruitori. Cum, Pavel, cum suntem mai mult decât biruitori dacă suntem omorâți în fiecare zi pentru Hristos, dacă suferim în fiecare zi, dacă suntem prigoniți în fiecare zi, dacă lucrurile merg prost, dacă averile noastre sunt luate? Dacă apostolii își lasă neamurile nevindecate, cei care... Nu? O batistă doar. Să lua și să ducea, pentru că dacă a atins-o Petru, oamenii erau vindecați. Și ajung încât Pavel trebuie să-i spună lui Timotei, ia câte un pahar de vin, pentru că ai ceva problemă la stomac, ceva ulcer, n-am ce să fac pentru tine. Și Petru trebuie să-și lasă neamurile nevindecate. Ajung ca să fie crucificați pentru Hristos, ajung ca să fie arși de vii, ajung ca să fie aruncați la fiare și să spună în toate acestea noi suntem mai mult decât biruitori. Creștinismul nu este o religie a rezolvarea problemelor noastre. Creștinismul este o religie a biruința în mijlocul problemelor noastre. Pentru că Dumnezeu este proslăvit atunci când poporul Său înalță glasul către Dumnezeu și îl proslăvește chiar dacă este în suferință. Și păgânii mulțumesc pentru binecuvântări. Și păgânii îl proslăvesc pentru Dumnezeu ca să primească ceva în schimb. Dumnezeu a spus, mă ofer pe mine în mijlocul disperării. Îți ajunge? Dumnezeu nu este doar scăparea din disperare. El este scăparea noastră, El este mântuirea noastră în mijlocul disperării. Problema în continuare este că noi nu înțelegem cine este Dumnezeu. Faptul că El este suficient, faptul că El este totul. Unii poate vor înțelege în această seară. Pentru alții poate va fi nevoie de încercare, peste încercare, peste încercare. An după an. Invazie după invazie, suferință după suferință. Scopul lui Dumnezeu primar nu este rezolvarea problemelor tale. Și scopul meu și scopul bisericii primar nu este rezolvarea problemelor tale. Nu este nici măcar ca să vii aici și să uiți de ele. Să vii aici și să te simți mai bine, să zâmbești un pic. Scopul este rezolvarea problemei tale și anume păcatul. Priviți cu mine realizarea lui Dumnezeu. Etapa a treia. Înnoirea. Renașterea. Uitați ce spune Dumnezeu că face El. Versetul 13. Voi, cei de departe, auziți ce am făcut. Voi, cei de aproape, recunoașteți-mi puterea.
Păcătoșii sunt plini de teamă în Sion. Înfiorarea i-a cuprins pe cei lipsiți de evlavie. Dar, Doamne, de ce vorbim de evlavie? Armatele, națiunile, zidurile, problemele sunt toate secundare. Sunt toate neimportante pentru Dumnezeu. Comparat cu păcătoșii care acum sunt plini de teamă. Cu oamenii care aveau doar o formă de religie, care acum sunt plini de evlavie. Toate alealte sunt secundare în mintea lui Dumnezeu. Se poate prăbuși cetatea, cât timp cetatea care este biserica lui, poporul lui, rămâne zidită în picioare. Cerul se bucură pentru fiecare păcătos care se pocăiește. Este o celebrare în cer. Fiecare război care se oprește, fiecare criză financiară care sistează, neimportante. Scopul suprem al lui Dumnezeu se dezvăluie în versetul 17. Ochii tăi îl vor vedea pe împărat în splendoarea sa. Vor vedea o țară care se întinde până departe. Glorificarea ta, să-L vezi pe Hristos în slavă, să fii cu El pentru veșnicie, este scopul suprem al lui Dumnezeu. Va face absolut tot ceea ce este nevoie ca să te aducă în starea în care să strigi către El. Și când te-a dus acolo, te va duce din acel punct până la o credință reală. Și va scoate absolut tot ce e fals din viața ta, până când într-o zi, când vei fi față în față cu El, vei fi ca și El și vei privi într-adevăr slava sa. Așa că, fraților, să nu vă așteptați ca încercările să dispară. Să nu vă așteptați ca suferința să dispară. Pentru că încercarea de astăzi rezolvă o anumită problemă în credința și caracterul meu. Și de mâine Dumnezeu va viza o altă problemă. Suntem transformați din slavă în slavă, în chipul și asemănarea lui Hristos. Imaginați-vă care este chipul și asemănarea noastră actuală și unde trebuie să ajungem. Și o să înțelegeți cât are de cizelat Dumnezeu în noi. Când se dă cu dalta în piatră, e dureros. Sar cioburi. Dar sculptorul, artistul, nu o face din răutate. O face din dragoste, ca produsul final să fie chipul lui Hristos. Să îndure Domnul de noi în suferința noastră și mai mult decât rezolvarea suferinței, să lucre El sfințenie și credință și apropiere de El.